Handball Club Argeș și-a întâlnit sâmbătă la Baia Mare un adversar ce spera în continuare la revenirea în Liga Națională, astfel că meciul nu se anunță deloc ușor. Gazdele s-au impus finalmente cu 41-29, după ce la pauză scorul a fost 22-12. Zoan, Moise, Tomescu, Mateoniu, Mihalache, Didă și Mureșan a fost șaptele aliniat de Alexandru Ionescu. Pe parcurs au mai jucat Cenușe, Radu, Mărgărit, Stănică, Văduva. Golurile echipei HC Argeș au fost marcate de Radu 11, Moise 6, Mihalache 4, Mureșan 3, Mărgărit 2, Tomescu, Văduva și Mateoniu câte unul. După cele 16 etape ce au trecut din actualul sezon, Handball Club Argeș ocupă în continuare locul 5 în clasament cu 18 puncte acumulate. În etapa următoare, programată duminică 11 martie, Handball Club Argeș întâlnește de la ora 11 pe CSM Sfântul Gheorghe. Partida dintre Handball Club Argeș și CSM Sfântul Gheorghe va fi transmisă în direct de Absolut TV.